E scandal de proporții la Universitatea Valahia din Târgoviște după ce Laura Monica Gorghiu a fost numită ilegal în funcția de rector. Aceasta a obținut titlul de conferențiar fără să aibă diplomă de doctor, motiv pentru care Ministerul Educației a dat-o în judecată pentru a recupera banii pe care i-ar fi încasat ilegal în ultimii 16 ani. Mai mult, de numele acesteia se leagă și o anchetă penală. DNA anchetează modul în care Universitatea Valahia a obținut o finanțare europeană de 6 milioane de euro. Rectorul Universității Valahia din Târgoviște este în centrul mai multor scandaluri. Laura Monica Gorghiu ar deține ilegal titlul de conferențiar de mai bine de 16 ani. În 2004, când s-a înscris la concursul de conferențiar, Laura Gorghiu nu avea diplomă de doctor, condiție impusă de lege. Cu toate acestea, o comisie formată din câțiva colegi a validat-o cu titlul de conferențiar. Însă s-a înscris la concurs pentru ocuparea postului de conferențiar undeva în luna martie, fiind validată de senatul universitar undeva în luna aprilie. În momentul în care te-ai înscris la concurs, nu ai avut diploma de doctor. A obținut-o abia pe 3 iunie 2004. Acest lucru a fost constatat și de Corpul de Control al Ministerului Educației, care a dat-o în judecată pe Laura Gorghiu. Pe lângă anularea titlului de conferențiar și anularea tuturor documentelor subsecvente acestei fraude pentru concursul de conferențiar, inclusiv s-a constituit parte civilă pentru recuperarea prejudiciului de la doamna conferențiară universitară Laura Monica Gorghiu. Curtea de apel București va lua o decizie pe 16 noiembrie. Dacă instanța decide anularea titlului de conferențiar, Laura Gorghiu nu mai poate fi rectorul Universității Valahia. O poziție din care aceasta a semnat multe contracte pe fonduri europene, unul dintre ele cu mari semne de întrebare. DNA și OLAF anchetează modul în care universitatea a primit bani europeni de două ori pentru construcția unui corp de clădire unde funcționează facultatea de drept. Acordul de finanțare a fost semnat anul acesta, universitatea primind 6 milioane de euro nerambursabili. Analizând ghidul solicitantului, este faptul că universitatea avea obligația la vremea respectivă, înainte de depunerea proiectului, să nu depună pentru extindere un alt obiectiv care a mai fost finanțat în ultimii 5 ani de zile. Este faptul că Facultatea de Drept și Științe Administrative are avea două sedii. Unul în curs de finalizare, iar celălalt se așteaptă scoaterea la licitație pe fonduri europene. Anchetatorii susțin că actuala conducere a Universității Valahia ar fi înșelat reprezentanții UE când au depus ultimul proiect. Aceasta reprezintă o inducere în eroare cu rea credință a organelor de finanțare cu fonduri europene. Contactat telefonic, rectorul universității nu a putut fi găsit.